Astăzi este luni și aseară am meditat medimosul care o să intre astăzi și mi-am dat seama că n-am mai filmat de o săptămână. Dar, având în vedere că joi am avut colocul acela de care v-am tot spus și cu care v-am înnebunit, zilele acelea am băgat intens micro și anatom, mă rog, peste aceste amănunte, dar micro a fost principala mea grijă în cauza care nu puteam dormi noaptea. Iar apoi în weekend n-am filmat pentru că n-am filmat. Dar astăzi și sper că și mâine vreau să vă iau cu mine, pentru că scăpând de stresul cu micro au venit altele, pentru că se apropie sesiunea și primele examene sunt anato și fizio. Eu cu fizio sunt paralele relativ, pentru că n-am învățat niciun curs, doar mi-am scris vreo, cred că primele 6, ceva de genul. Și ieri m-am apucat să învăț, ieri am învățat cursul 2, astăzi mă ocup de cursul 3, am parcurs deja jumătate. E ora 9 jumătate acum când vorbesc eu cu voi, am și mâncat între timp și vreau să îl termin. Iar apoi, nu știu, cred că o să mă ocup de anatocurs, pentru că subiectele de LP le-am terminat finally, deci am fost atât de oh gosh. Bine, le-am terminat pe cele pe care le-am parcurs până acum, pentru că mai avem încă vreo 40 de subiecte pe care trebuie să le facem în mare parte singuri, pentru că ce să vedeți, nu le terminăm la LP, la facultate. Și ne-a spus să le facem noi în vacanța asta de Crăciun și, mă rog, o să le facem cică și când ne întoarcem la facultate, cu toate că atunci când ne întoarcem la facultate trebuie să mergem și la cadavru, pentru că n-am mai mers săptămâna trecută. Dar nu-i problemă că le rezolvăm noi, nu? Doar suntem copii deștepți. Da. Dar
În fine, partea care urmează la anatom, am înțeles că nu e chiar atât de complicată cu urogenitalul, sper. Și sper să meargă repede. În orice caz, săptămâna asta, miercuri, ar trebui să facem, cred. Mă rog, într-o zi ne-a spus că să ne mai arate prin cadavru, regiunea inframezocolică, și în altă zi că facem rinichii. Acum, nu știu, rămâne de văzut ce o să facem până la urmă. Ideea este că îmi dau seama că mai e foarte puțin până la sesiune. Bine, mai e o lună și puțin, doar că trebuie să mă organizez în așa fel încât să reușesc în vacanța asta, vacanța de la cursuri, că vacanța nu o să fie propriu-zis, să parcurg cursurile de fizio și să mă ocup de anato, pentru că sunt undeva pe la ficat cu învățatul subiectelor, ca în sesiune apoi să le reiau, că e foarte trist dacă ajung în sesiune fără să fi trecut măcar o singură dată prin ele și simt cumva că cu fizio se repete istoria cu biofizica și nu vreau asta, pentru că nu pot să zic că nu-mi place fizio, doar că e mult și e obositor să stai să structurezi cursurile, dar trebuie să fac și asta. Mâine o să stau efectiv să îmi scriu cursul 4 peste care am sărit pentru că mi se luase efectiv de nervos și n-am mai vrut să mai aud de el. Dar trebuie să-l fac și pe acela. Iar apoi miercuri probabil o să mă ocup să-l și învăț. Și ne rămâne de văzut cum o să mă organizez, pentru că mâine oricum am iar o zi full, am și LP de embrio. LP-urile de embrio se fac doar de două ori pe semestru. Nu venea cuvântul. Părul meu stă în felul acesta pentru că după ce m-am spălat pe păr acum două seri l-am umpletit și mă rog, stă fluffy acum. Pe cameră văd că se vede mai ok decât în realitate, dar bine. O să vorbim astăzi și despre cum a fost la colocviu, o să abordăm puțin și tema study grammarilor, pentru că marțea trecută a fost așa un eveniment, e mult spus eveniment, efectiv o să vă povestesc mai târziu. Mă rog, voiam de mult să discut de chestia asta, nu o să dau oricum nume pentru că n-are sens, dar ideea e că nu e chiar totul atât de roz în comunitatea asta, dacă se poate numi așa, și nu toți sunt drăguți și nice, de drept sunt multe persoane care sunt așa, dar sunt și persoane foarte fake și, mă rog, discutăm. Astăzi nu știu ce o să iasă, cum o să iasă, am teoretic de la 4 un LP și în rest nu am mai nimic, pentru că la cursul de fizio nu cred că o să intru, având în vedere că ne dă suportul de curs, nu. Și v-am spus, mă ocup de LP-ul de, nu de LP, de cursul de anatom după ce termin, iar apoi mai văd eu ce mai fac, pentru că mai aveam un plan de făcut cursul de histo tot de săptămâna trecută, însă l-am terminat de ieri. Așa că posibil, probabil, să mă apuc de cursul de fizio, nu cel de care vreau să mă ocup mâine, ci cel cu auditivul. Să vedem cum merge. Teoretic n-ar fi foarte lung, dar e destul de greuț. Da, eu mă întorc la fizio, pentru că vreau să termin până pe la 12 și astăzi vreau să mă duc și până la Kaufland să mai iau mâncare. Ce să vedeți, mereu vă spun de mâncare când filmez. Probabil o să credeți că... Nu știu ce o să credeți. Dar n-am mai ieșit din casă de 2 săptămâni, mă rog, excluzând ieșirea de joi până în parcare, joi seara. Deci vă dați seama, I have to, și nu doar că trebuie, dar mai simte și omul nevoia să mai iasă puțin. Probabil, nu știu, o să vi se pare dubios, mamă, n-ai ieșit 2 săptămâni din casă, dar nu e chiar așa, adică oricum și în vacanță până la urmă, dacă nu era să ies undeva, gen, mă rog, să merg la facultate sau să merg să-mi fac unghiile, probabil n-aș fi ieșit din casă pentru că I have to stay in study. Și, na, voiam inițial vineri să ies cu prietenul meu prin parc, doar că a plouat și a fost nașpa afară și am renunțat la idee, dar sperăm ca vinerea asta să fie mai ok. Vrem să mergem să vedem și luminițele. Nu știu dacă știți filmulețul acela cu luminițele, dar... trecem peste. M-au apucat pe mine nostalgiile din liceu. Și, da. A vineri am și cursul acela practic, de opțional, pe care îl facem la ceva spital de copii, nu știu cum se numește, n-am reținut. Știu doar că e pe lângă lacul Tei și că e fix în celălalt capăt al orașului și o să fac o groază până acolo, mai ales că e la ora 3, când e traficul al naibii de aglomerat vinerea și probabil o să trească să plec de pe la 1:30, pentru că trebuie să vin la 2:30 acolo. Dar, gata, nu mă mai lungesc. Mereu spun asta că nu mă mai lungesc, dar clipul de ieri, adică de astăzi, e destul de scurt, e
undeva pe la 30 de minute, mă rog, scurt, impropriu spus scurt, dar e mai scurt, deci poate să-mi reușească treaba asta. Ne auzim mai târziu. Long time no talk. Este ora 1 și jumătate și am terminat și cu Ana tot. Mă rog, ce-mi propusese pentru ziua de astăzi. Și mă gândesc să mai fac ceva astăzi. Cu toate că o să mă duc acum la cumpărături, pentru că mi-am dat seama că nu mai am pâine, pentru că am aruncat azi dimineață. Și mă gândeam la prânz să-mi fac niște carne pe grill. Dar... Da, mă rog, și plus că trebuie să-mi fac și restul cumpărăturilor. Voiam inițial să merg la 3, când trebuie să mă văd cu... o persoană despre care încă nu o să vă spun, pentru că e vorba despre un concurs care o să apară vineri pe canal. Clipul ăsta teoretic ar trebui să apară miercuri. Mă rog, concursul o să apară pe pagina de Instagram, nu pe canal, am spus eu o prostie. Și da, o să vedeți despre ce e vorba, sper să vă placă, pentru că e un brand românesc și e ceva de care știu că mulți se interesați și de care m-ați tot întrebat și care până acum nu se găsea în România. So, here we are. Mă rog, mai aștept să-mi ajungă probabil mâine, pui mâine, încă ceva, tot așa de la un brand românesc, cu care o să facem din nou un concurs, ceva bazat pe creativitate, așa că pregătiți-vă, puneți-vă ideile pe hârtie, în notes, unde vreți voi. Și da, nu știu dacă voiam să vă mai spun altceva. M-am apucat să fac și niște grile la fizio ca să văd cam cum e. Și, mă rog, grilele pe care le aveam eu mi s-au părut destul de ok. Bine, mai sunt unele chestii pe care eu nu le am și nu știu de unde o să le scot. O să mă mai uit prin borom, poate am sărit eu peste ele sau nu știu care e faza. Dar erau destul de decente dacă știai informația. Eu vă dați seama că n-am fixat-o ca pentru examen acum și totuși am făcut destul de multe grile bune. Partea nașpa e că am întrebat pe grupurile cu studenți mai mari și aparent grilele de la examen sunt puțin mai grele. Pentru că circulă mai multe variante de grile, unele
care s-au dat la examene, altele cred că făcute de studenți mai mari și, na, măcar sunt bune de antrenament ca să știi pe ce trebuie să te mai axezi, pe ce nu ai repetat destul. Și, da... M-am mai liniștit puțin cu fizio, dar asta nu înseamnă că o să o scot așa din tot ce înseamnă vacanță și pregătire. Dar, da, mie mi se zice bateria la camera, văd. Așa că o să ne auzim mai târziu cu următorul de la cumpărături și când vă mai povestesc ce vreau să mai discutăm astăzi. Acum îmi dau seama că am din nou acest pullover galben, portocaliu, nu știu cum vreți voi să-i spuneți. Acum am ajuns acasă. Am fost să mă văd și cu cine trebuia să mă văd. Bine, de fapt, dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil deja știți că este vorba despre un concurs care va fi în colaborare cu DocStuff. Îi găsiți pe Instagram docstuff.ro și care cred că sunt primii distribuitori din România care au peduri de sutură pentru antrenament. Adică eu personal în România n-am mai văzut. Când m-ați întrebat și pe mine de unde l-am eu pe al meu și m-am spus că eu l-am luat din afară pentru că în România nu am găsit, nu am văzut. Și ne-am văzut acum ca să îmi dea premiul, o să mă ocup, cred că astăzi, cred că până începe LP-ul pentru că este 3:30, să fac pozele pentru giveaway și să pregătesc materialele. V-am spus că o să-l postez vineri și o să fie atât pe pagina mea cât și pe pagina Alexiei, Alexia Chiriac, dacă o știți, dacă nu, mergeți și urmăriți și pe ea, este rezidentă la Iași pe Neuro. Și da, sper să vă placă. E așa un mic cadou din partea noastră a tuturor pentru voi de Crăciun, mai ales pentru aceia care tânjesc cumva la cariera de chirurg sau vor să vadă cum e. Mai ales că acum nu prea s-au mai făcut traininguri, adică s-au făcut, dar nu în aceeași măsură și poate vreți să evitați aglomerația și oamenii și nu vi se par foarte safe. Așa că pe YouTube oricum găsiți foarte, foarte multe tutoriale despre cum să realizați suturi pe care oricum nu o să reușiți să le faceți din prima, adică nu vă gândiți că o să vă iasă perfect din prima, pentru că nu e așa. Eu abia acum am mai început să mă mai prind cum stau treburile și la anul sper să reușesc să și particip la un Nothing Sutures de la SSCR. Dar până atunci, practice, practice, practice. Așa că, da. Legat de colocviu, cred că o să mă duc mai întâi să închid geamul ca să mă auziți mai bine și revin. Bun. Colocviul a fost pentru mine destul de în sensul în care eu am fost penultima pe care trebuia să o asculte și fix persoana dinaintea mea, care tot așa e o colegă pe care o știu, adică știu că învață și e conștiincioasă și, mă rog, a avut note foarte mari în ambele semestre și profa la un moment dat s-a gândit să oprească și să-i spună: cred că tu citești. Și eu atunci am fost la modul: stai să vezi, că parcă văd că așa o să-mi facă și mie, că îmi spune că îi citesc de nu știu unde, că bla bla bla. Pentru că știam că învățasem și, mă rog, vă dați seama că atunci când știi că înveți și profa vede că știi să răspunzi, sunt tot două variante, ori ai învățat, ori citești de undeva. Și, mă rog, am observat oricum că celor care am știut mai bine ne-a pus și întrebări de logică și de gândire pe care nu aveai cum să... nu puteai să le găsești răspunsul dacă nu știai tot și dacă nu focusești niște corelații între materie. Și cred că a făcut chestia asta tocmai ca să-și dea seama dacă citim sau nu și ne-a pus întrebări ceva mai grele, probabil și pentru că voia să vadă exact cam ce notă trebuie să dea. Nu știm încă notele, o să le aflăm miercuri, pentru că o să facem miercuri LP-ul, nu poate profa joi. Dar, na, sincer, sunt curioasă, vă dați seama, acum eu am avut niște chestii pe care le-am știut. Bine, nu știu dacă ar fi fost un subiect pe care să mi-l ia și să nu fi știut să-și spun nimic, pentru că am trecut până la urmă de 3 ori prin ele, doar că mi-era frică, efectiv, să nu mă blochez și să am așa un blank total în cap, pentru că, na, cu o seară înainte repetasem cu prietenul meu la telefon și am avut momente de genul în care eram la modul: nu, de ce blank? Nu, nu mi-aduc aminte nimic. Dar, din fericire, la colocviu, cam ca la orice examen pe care l-am mai dat, mi-am adus aminte și, na, acum sunt curioasă. Eu, sincer, nu cred că ar putea să-mi dea mai puțin de 9. Nu știu. Acum chiar sunt curioasă să văd ce și cum, pentru că o să ne aducă, v-am spus, notele miercuri. Și, na, a zis că nu i le da atunci pentru că vrea să facă o comparație între toate grupele și, mă rog, să facă probabil un fel de curba lui Gauss pe note sau nu știu care a fost intenția, habar nu am, să fi gândit că unii chiar nu știu nimic sau
În orice caz, prietenul meu a primit astăzi notele și n-a luat nimeni sub 5, adică au fost chiar indulgente. Bine, nici nu știu dacă a fost cineva care chiar să nu fi spus nimic până la urmă, dar da, mă bucur doar că a trecut și a fost așa un sentiment eliberator după și eram la modul, oh my god, nu pot să cred că a trecut și nu mai aud de micro până în februarie când am examen, pentru că am de gând să o las așa deoparte, pentru că știu mai bine de jumătate de materie cum trebuie. Așa că în sesiune, clar, într-o săptămână am timp să mai învăț și restul subiectelor și să reiau. Astea probabil să le reiau într-o zi, maximum două, cred că într-o zi. Deci vă dați seama că stau destul de bine cu micro momentan. E, și de asta pot să zic că îmi kind of plac, dacă e corect să spun asta, colocviile, pentru că mă fac cumva să învăț și să învăț constant și să nu rămân cu materia. Acum am rămas, de exemplu, la fizio, unde stă abia la cursul 3. Dar îi dau eu de cap. O să mă ocup în seara asta, probabil, să îmi fac programul și pentru zilele următoare, pentru că l-am făcut până mâine, inclusiv. Dar, da. Tot cresc baby hair-uri, ceea ce înseamnă că nu o să chelesc, dar mă enervează pentru că îmi stau în toate direcțiile posibile și... Da. Voiam să și filmez cândva zilele astea, dar nu știu când o să se întâmple asta. Aș putea să o fac astăzi, mai pe seară. Nu, astăzi nu. Mâine. Probabil o să o fac mâine. Sau, nu știu, o să văd eu, o să filmez cândva. N-are relevanța asta neapărat acum. Mi-am planificat aseară vreo 3 clipuri pe care vreau să le filmez, adică le-am pus la punct și cu idei și cu tot și na, sper să reușesc cândva să le fac. Acum, dacă nu o să reușesc zilele astea până plec acasă, pentru că o să plec sâmbătă acasă, asta e, o să le filmez poate acasă, când îmi găsesc puțin timp, dar aș prefera să nu, ca să na, nu mai car cu toate nebunile la aparat. Da. Nu știu ce vreau să vă mai zic. Am atins subiectul colocviului, pentru că mai mulți m-ați întrebat cum a fost, bla bla bla. A fost online, a fost oral online. Da. Nu a fost extraordinar de greu, dar a fost totuși de învățat. Adică știai dacă învățai, e logic. Cam așa se treaba în majoritatea cazurilor, pentru că mai sunt și materii handicapate, pentru că altfel nu le pot numi, unde oricât de mult înveți sau, nu știu, te străduiești, ești blank. Și nu ești blank pentru că, nu știu, nu ți-ai dat un interes, ești blank pentru că profesorii se gândesc să dea din alte cursuri sau din chestii care nu sunt în cursurile voastre sau pe care ei nu vi le-au trimis. Dar o să vă obișnuiți oricum dacă sunteți anul întâi. Eu m-am obișnuit după primul semestru și nu am mai avut, cred că, nicio așteptare de la facultate, la modul că fie ce o fi, eu învăț. Știu că am învățat, știu că mi-am dat interesul, acum mai mult de atât nu prea mai am ce să mai fac. De asta și cu examenul ăsta nu pot să zic că am fost foarte stresată. Am fost stresată cu o oră înainte de examen. Atunci m-a apucat să răpâs dăgănile și eram acolo în fibrilații, dar înainte, zilele de dinainte, chiar am fost super relaxată. Na. Acum, dacă o să țină cont de el sau nu, vom vedea. Din ce am înțeles eu, proful ar ține cont în general pentru cei care iau note mari. Nu știu acum ce înseamnă note mari, probabil peste 9, I guess, și mai dă un punct în plus la examen. Acum, nu știu, vom vedea, vom trăi și vom vedea. Astăzi cât am fost la cumpărături, a picat și Google-ul, a picat și platforma de Meet, a picat și Gmail-ul, mă rog, dacă a picat Google-ul era clar că pică și Gmail-ul și YouTube-ul și toate. Adică, acum câteva zile au fost probleme cu Instagram-ul și cu Facebook-ul, acum sunt cu Google-ul. Și mi se pare absolut minunat. Ăștia care sunt cu teoria conspirației probabil să spună că s-au apucat ăștia să bage antenele 5G și cipările. Glumesc, dar nu știu de ce naiba tot au atâtea probleme. Bine, era normal să se întâmple la un moment dat, având în vedere câți oameni folosesc Google Meet-ul, dar nu știu. Mă gândesc că ar putea să investească și mai mult, cu toate că sunt sigură că investesc, dar ar putea să găsească soluții. Oricum n-a simt mult chestia, știu doar că era în timpul unui curs și în fine. Noi oricum LP-ul făceam pe Zoom, așa că nu am fi avut nicio problemă, nu scăpam noi de așa ceva. Și oricum, noi intrăm așa la LP ca să intrăm, pentru că teoretic tot singur lucrăm și, na, intrăm doar ca să punem întrebări în cazul în care avem și să ne rugăm să ne răspundă profii, ceea ce nu se întâmplă mereu, dar trecem peste. Așa că, da, mă schimb și eu în ceva mai comod și mă apuc să fac pauze. De sincer, nu știu care e problema, dar efectiv nu mi se deschide ceea ce ar trebui să mi se deschidă, adică avem de lucrat în Access și în Excel și să combinăm niște tabele din Excel cu Access, ceea ce nu e foarte greu, doar că efectiv mi-au dat ei tabelele din Excel și mie mi le dă ca fiind infectate, adică îmi spune că s-au pierdut datele pentru că antivirus și chestii.
și nu știu, o să încerc să îl fac de pe laptopul prietenului meu când ne-o vedea, pentru că altă variantă efectiv nu am și na, o să văd ce fac. Mă gândesc să pun materialele pe care le-am pentru concurs de pe aparat pe laptop, să încerc să le editez și apoi nu știu, mă gândește să mai fac. Chiar nu știu, efectiv, dacă să fac anato sau să fac fizio. Da, nu știu, rămâne de văzut. O să mă uit cât de luni sunt următoarele subiecte de la anato ca să îmi dau seama dacă o să am chef să le scriu sau nu. Și dacă nu, o să mă apuc să scriu un curs, cred că 6 sau 7, la fizio. Dar cam așa stau lucrurile, nu înțeleg efectiv ce au. Dar, da, nu mă mai enervez, sunt foarte zen, sunt foarte chill, sunt foarte... Da. Și până una alta o să pun imaginile pe laptop ca să pot să le pun și în telefon să le editez. Și am încercat să iau și niște cadre ca să fac un video de prezentare cumva. Nu știu, sper să vă placă ideea și... Da. În fine. Rămâne de văzut ce o să iasă în final. Ideea e că aș vrea să le fac în seara asta și tot în seara asta vreau să editez ceva și pentru Breaking the Silence, cu care v-am tot nebunit peste tot și cu care o să vă tot nebunesc pentru că proiectul continuă chiar dacă am terminat cursurile. Și da, cam atât în momentan. I'm back. Doar ce am terminat de îndopat. Pe mine, însă. Pentru că, da, dacă tot am văzut la Kaufland, mi-am luat o porție de cartofi prăjiți. Că nu se poate altfel, eu mă normal nu fac cartofi prăjiți, în primul rând pentru că nu știu și în al doilea rând pentru că de obicei dacă mănânc mi se face rău. Dar din când în când mai fac și excepții. Ca să vă dați seama cât de sănătos mănânc eu. Nu glumesc, uneori chiar mi iese mâncatul ăsta cât de cât sănătos și echilibrat, dar uneori când am timp, da. Mi-am luat fizio în față, e, nu știu câte ceasul, e 5:40 și vreau să mă apuc de cursul 7 de fizio cu analizatorul auditiv, mai aici vizualul și da, și n-am mai scris nimic de la vizual, acum văd. Și efectiv mi-am pus culorile la loc pentru că erau toate înșirate pe masă și stăteam și mă gândeam cu ce culoare să mai scriu, pentru că efectiv nu mai am nicio idee. Chiar nu știu cu ce să mai scriu. E un albastru care îmi place de la Faber-Castell, cum s-o citi. Dar e un albastru destul de pal și nu prea știu cu ce alte culori să-l combin. Așa că, da, l-aș folosi pe ăla. Why not? Dar poate mă hotărăsc și eu totuși, ca să pot să mă și apuc, trebuie să intru și pe Classroom. Adică pe Meet. Pe Classroom ca să iau PPT-ul profului, că după ăla cam trebuie să ne ghidăm și când... Boron și când Boron, înțelegeți voi. Bine, trebuie să mă uit exact și ce pagini a spus că avem de Boron, din Boron la în bibliografie, nu mai numesc cuvintele deja. Nu știu, ziua de astăzi a fost așa destul de lău, nu am făcut mare prânză, din păcate. Și ce e aici? Și nu știu, mă simt cumva prost, doar că 7, ok. Doar că mai am și zile de genul, adică nu pot să zic că a fost complet de productivă pentru că am vreo 4 ore jumate dimineață de învățat și de scris la NATO, ceea ce e pretty ok, având în vedere că e o zi de săptămână în care mai am și cursuri. Bine, și drept am doar info la care practic nu am făcut ce trebuia pentru că nu mi-am mers. Deci, mă rog. Și da, gata, am găsit. Dar nu cred că ne-a postat. Am dat, ne-a postat. Credeam că nu ne-a postat cursul. Și voiam să mă revolt, dar nu am dat acest drept, pentru că a fost om bun și l-a postat. Da. Și am aici caietul, pentru că m-am spus că am început să scriu pe caiete. E un caiet de acela de la Herlitz Flex chestii, care el teoretic ar trebui să aibă două caiete, doar că i-am scos unul ca să nu fie atât de greu. Și da. Probabil o să-i mai atașez, o să-i le atașez și pe celălalt când îl termin pe ăsta. Nu am ajuns încă la jumătate, dar în cel de histo am trecut de jumătate, este aproape de final. Cred că mai intru un curs și aia e. Deci da, am aici și foile de la curs cu notițe, am și boronul, cu care putem omorî oameni dacă ne dorim asta, dar nu facem asta. Pentru că noi salvăm oameni, sau mă rog, o să salvăm. Am o stare bună și nu știu dacă e din cauza că am mâncat prostii, dar am o stare bună și sper să vă transmit și vouă.
Și nici măcar nu știu că mă mai aborda subiectul pe care vreau să-l mai abordăm. O să văd în funcție de ce stare mai am după ce termin cursul acesta. Îmi place cum stă și părul, relativ că nu e așa de drept, e așa puțin wavy și, da. Detalii. Dar da, mă apuc de treabă. Sunt vreo 15 pagini în bolon din ce văd eu pe aici. Și... Ce doamne iartă-mă e asta? Prezentare temporală, circuite pentru măsurarea timpului până la sfârșitul capitolului. Ce legătură are asta cu auditivul? Jesus Christ! Da, ok, nu mă mai complic să înțeleg. Este too much pentru mine. Bine, poate are legătură cu vestibularul, că văd că mi l-a dat la pachet aici. Dar, în fine, o să mă apuc de auditiv, cred. Și după fac și vestibularul cândva în altă zi. Și apoi trebuie să-mi fac programul pentru zilele următoare, că aproape uitasem de chestia asta. Poate vă filmez și vouă, dar rămâne de văzut. Să vedem. Aș vrea să termin până pe la... Aș spune 7, dar nu o să-mi iasă până la 7, până pe la 8 cu cursul ăsta. Sau cel puțin la 8 o să mă opresc clar, pentru că mai am și altele de făcut. Și mă apuc de treabă. Sunt terminat atât eu cât și programul meu pe ziua de astăzi, pentru că nu mai sunt în stare de nimic. E 8:20, o să mă duc probabil să-mi fac un duș, iar apoi o să mă pun pe editat ce mai am de editat. Și cam atât pe ziua de astăzi. Pe Forest am vreo 6 ore și jumătate, ceea ce pentru mine este ok. Vreau să-mi fac după ce ies din duș și programul pentru următoarele zile, dar mă gândeam, dacă mâine o să fac daily, nu am cum să filmez videourile la care mă gândeam, dar nu contează că o să le filmez probabil când ajung acasă, văd eu cum fac. O să plec sâmbătă. Încerc acum să-mi fac așa un program în cap dacă plec sâmbătă. Aș putea să filmez joi,
Dar o să văd eu cum organizez exact, pentru că sunt niște zile aglomerate pentru mine și am multe de făcut, dar o să le scot la capăt. Cam asta a fost ziua de astăzi. Sper că ați fost și voi productivi alături de mine. Și ne auzim mâine. Mâine, când încă nu știu ce am în plan, dar vom vedea, mă rog, mâine pentru voi fiind peste 2 zile probabil, sau poate chiar mai mult, pentru că mă gândesc, adică știți deja că mă integrez printre medii măsurile astea clasice și clipuri separate, cum a fost cel cu cadouri, cum a fost cel cu biocelul. Urmează un clip cu organizarea pentru sesiune, pe care aș avea în plan să-l postez vineri, dacă mă organizez cum trebuie. Dar da, cam asta a fost clipul de astăzi. Bine, mă găsiți pe Studying with Passion pe Instagram și până data viitoare sper să ne auzim cu bine și să fie totul din ce în ce mai bine. Bye!